Microregiunea Valea Sâmbetei este situată în centrul țării Făgărașului, la poalele munților Făgăraș, străbătută de drumul național 1 și de calea ferată Brașov-Sibiu de la est la vest. Acest teritoriu este o zonă compactă, constituind o unitate geografică, istorică și etnografică, făcând parte din cele mai mari și mai bine individualizate depresiuni în Transilvania. Unicitatea microregiunii Valea Sâmbetei este conferită de superlativele geografice naturale și antropice, de modul îmbinării componentelor de mediu, de întrepătrunderea unor etnii, culturi, confesiuni și religii diferite apărute și dezvoltate în mod aproape concomitent într-o conviețuire de aproape un mileniu, ce au asigurat favorabilitate maximă pentru dezvoltarea unei destinații și a unui produs turistic competitiv, turismul cultural, religios și de pelerinaj. Suprafața Văii Sâmbetei poate fi descrisă logic prin împărțirea ei în trei zone: zona montană, de câmpie și colinară. Reliefful muntos ocupă aproximativ o treime din suprafața totală, iar cel deluros aproximativ două treimi. Munții Făgăraș reprezintă forma majoră dominantă a reliefului. Valea Sâmbetei este una dintre principalele intrări în Alpii Transilvaniei, denumire dată munților Făgăraș de către savantul francez Emmanuel de Marton, preocupat de studierea științifică a impunătorului masiv făgărășan. Măreția și sălbăticia specifică munților Făgăraș este pe deplin simțită de toți cei care aleg să pornească în drumeție, de la Valea Sâmbetei spre semețele creste ale masivului sau spre acoperișul României, vârful Moldoveanu, Valea Sâmbetei fiind una dintre cele mai spectaculoase văi glaciare din nordul masivului, mărginită la vest de impresionanta muche a Drăgușului și la est de muchea Cațaveicu. Revoluție. Sfinții care au fost omorâți aici au vrut și ei lumină și cu ajutorul Bunului Dumnezeu Iisus Hristos și Micuțul Domnului s-a redeschis această sfântă mănăstire. Aici a fost mănăstire arsă de Imperiul Austro-Ungar la ordinul Mariei Tereza de generalul Bucov. Într-o duminică când ieșea cu darurile a spulberat toată suflarea mănăstirii. Și în jur împrejur a fost un sat săleștel de 42 de fumuri, care și acel a fost spulberat. Această mănăstire s-a redeschis, cum vedeți și dumneavoastră, are două ramuri, nașterea Maicii Domnului 8 septembrie și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Deci, mănăstirea este mănăstire de maici, suntem 6 vrăcitoare și un preot călugăr. Menirea noastră este să ne rugăm pentru țară, pentru popor, pentru semeni, pentru toată lumea, ca Bunul Dumnezeu să aducă pace și liniște, dragoste, mântuire, credință în suflete oamenilor, în popor și în lume. Înainte a fost mănăstirea, a avut 188 de vețuitori, din care 38 preoți. Din cetatea Făgărașului era tunel la mănăstire, care mi-ai viteazul când venea în cetatea Făgărașului de la mănăstire, intra pe tunel și se ducea în cetatea Făgărașului. În ziua de azi nu se știe nimic ca unei urmele de la tunel, dar cert e că când eram copil mic, când veneam la târguri cu părinții, fiind din zona, am avut ocazia în fața cetății de a fost dărâmat de s-o văz tunelul. Tunelul era pe două sensuri, adică dreapta stânga, cum mergea carurile, cu arcade cum e la privar, atât am văzut și atât pot să vă spun de aceste tunele. E o cruci de gheață care se făcea la Beclean. De când eram copil, veneam cu părinții la biserică și rămâneam impresionat de mărimea ei. Și mai înainte, acum 60 de ani de când țin eu minte, tăiau calupuri de gheață groase. Unde era gheața mai groasă, din râul Beclean sau chiar și din altă parte, se aduceau cu căruța calupul de gheață pe paie, după care se prelucra. Mai târziu,
când au apărut drujbele, să tăia crucea direct din drujbă, forma ei inițială. Aceasta se făcea înainte de, în timpul sărbătorilor, mai ales înainte de bobotează. Era un obicei ca în fiecare seară, dacă era o zi călduroasă, să se ude de către feciorii din ceată, se uda crucea și dimineața și seara pentru a nu se degrada și a rămâne intactă până în ziua de bobotează. În ziua de bobotează, după slujba de liturghie, toată comunitatea și ceata ieșeau la râu, în marginea râului aici lângă biserică, în care se ținea slujba de sfințire a apei, după care se sfințea râul, crucea de gheață și fiecare noriaș în parte, în timp ce se cânta priceznele la marginea râului sau un Iordan botezându-te tu, Doamne. Toate acestea se făceau împreună cu preotul paroh și se cinstea ziua de bobotează și Sfântul Ion. Era o zi de mare cinste pentru toți locuitorii Becleanului. Azi am pregătit găluște tradiționale beclărene din varză murată cu carne afumată, cu iepure afumat, tradiționale din Beclean. Sunt propriu-zis niște sarmale cu carne afumată tăiată, nu tocată. Pentru început am curățit varza, am spălat-o, am desărat-o, am pus-o în apă rece, după care am tăiat fâșii, iepurile afumat, din fâșii transformate în bucățele foarte mici, peste care am pus ceapă călită cu orezul și piperul amestecat. Am pus peste ele, le-am amestecat și am început să împachetăm sarmalele. Se pun în oală de pământ în care am pus cimbru la fund, frunze de varză peste cimbru, așezate sarmalele nu în formă rotundă, în formă de soldăței, care la mijloc am pus os afumat, peste care am pus varză tăiată și o sticluță de bulion de casă și puse la fiert. Astea sunt găluștele noastre de Beclean, găluște cu varză acră și afumătură. Vă poftim la masă, spor la lucru și haida să mâncăm sănătos. Starea localității Cincu a fost la 1329. Cincu a fost unul dintre cele 7 scaune ale Transilvaniei, având juder egal cu drept de judecată în numele regelui, drept de execuție, pedeapsa capitală. În Cincu se află cea mai mare bazilică romanică cu 3 nave din mijlocul secolului XIII. Este cea mai frumoasă și impunătoare biserică fortificată evanghelică din mediul rural al Transilvaniei. Ea poartă astăzi 3 stiluri de arhitectură: vechiul romanic, gotic și târziul baroc. Biserica a fost loc foarte important pentru locuitorii sași din Cincu, deoarece a fost locul lor de credință, a fost puterea satului, dar și nu numai, locul de refugiu în timpul invaziilor otomane, tătare și nu numai. La 1100, când regele Gheza al II-lea a dus sași în Transilvania, în Cincu a repartizat 30 de familii. Dar Cincu a fost locuit de către strămoșii daci. În Cincu s-au găsit 5 așezăminte ale 5 familii de daci. Numele Cincului provine din Cinque, de la cele 5 familii, mai târziu sașii conlocuitori dându-i numele de Gros Schenk, Cârciuma Mare, adică Schenk, Cârciuma Gros Mare. Cincu mai târziu devine o localitate foarte importantă pentru Transilvania. Biserica este închinată Sfintei Marii. Ea a trecut prin foarte multe transformări. Fiind construită în mijlocul secolului XIII, o bazilică romanică, în stil romanic, mai târziu, a întrepătruns alte două stiluri. Stilul gotic, la 1526, și în secolul XVII, stilul baroc. Ea fiind unicat astăzi, deoarece fiind cea mai mare, având 3 stiluri și este cea mai frumoasă biserică din mediul rural al Transilvaniei. În ea întâlnim stiluri arhitecturale care nu se mai întâlnesc în Transilvania de astăzi. În interior, biserica păstrează o intrare care a fost fosta intrare a bazilicii. Deci două intrări prevede această intrare, intrarea la slujbă și ieșirea de la slujbă.
care a fost transformată în stilul gotic. În ea se mai găsește și un altar unicat în țara noastră, altarul lui Thomas. Pictura renascentă de la 1521, care a aparținut bisericii din Moșna. Muzeul satului, care prezintă într-un ansamblu câteva picturi pe sticlă, icoane ale pictorului Nicolae Suciu, obiecte tradiționale românești, obiecte tradiționale săsești, dar nu numai, la Cincu, iarna, s-a reluat un obicei, fuga lolelor sau fuga burduhoaselor, un obicei săsesc de a lunga iarna și spiritele rele. Spune-mi, Drăguș, vorbim despre unul din satele cele mai reprezentative din țara Făgărașului, care, nu întâmplător, a fost studiat, cercetat de către Marea Școală Sociologică de la București în perioada anilor 1929-1936. Casa aceasta, atelierul acesta, se numește Dumitru Sofonea, poartă numele cojocarului Dumitru Sofonea, tatăl meu, care la rândul său a moștenit această meserie de la tatăl său, care a studiat în Galații Făgărașului, unde era o mare școală, un puternic centru meșteșugăresc, condus de un meșter numit Gheorghe Lazăr, și unde au învățat foarte mulți tineri din țara Făgărașului meșteșugul acesta al confecționării cojoacelor. Au învățat meșteșugul în toată complexitatea lui, adică de la sacrificarea animalelor, tăbăcit, croit, inscripționat, desenat de modelele și ornamentele zonei, apoi brodat, încheiat, curățat și dat clienților care doreau astfel de piese. Tatăl meu a învățat meseria în familie de la bunicu și desigur că și noi, familia, întreaga familie, mama, noi cei 5 copii, am învățat acest meșteșug. Lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât eu să îmi doresc să conserv acest meșteșug și chiar să-l promovez. Ce înseamnă asta? Cum pot face asta? Sigur nu mă voi ridica la nivelul marelui cojocar Dumitru Sofonea, care este, a fost declarat ezaur uman viu în 2011, face parte din patrimoniul UNESCO, dar totuși conservăm și promovăm acest meșteșug care în țara Făgărașului nu-l mai face nimeni, a broderie pe piele nu mai face nimeni, iar în țară sunt foarte, foarte puțini cojocari. Deci suntem printre singura, să zic, familie care de 3 generații păstrăm și promovăm acest meșteșug. Cum v-am spus, este o complexitate și durata de a învăța. Noi am învățat involuntar, pot să spun, în familie. Dar tehnica aceasta a brodării și confecționării pieptarelor este greoaie. Adică nu se învață foarte repede, trebuie foarte multă răbdare, trebuie să ai simțul esteticului foarte bine dezvoltat, să poți desena, noi inscripționăm toate modelele cu mâna liberă. Și atunci, sigur, simțul echilibrului, al frumosului, însă partea frumoasă acestui meșteșug este că îl desfășori în casă și că creezi frumos. Și chiar ți se permite, pe lângă modelele originale, tu să-ți aduci propriul tău aport și să creezi. Eu respect comenzile pe care le am și lucrurile pe care le fac pentru familie, respect cromatica și ornamentele moștenite, dar desigur că acolo unde pot îmi las amprenta. Și asta pot să dezvălui, să zic un secret, că spre exemplu anul acesta fiind 2022, la zero, eu, fără să nimeni nu înțelege, în care eu am inscripționat anul, iar zero este de fapt o și un sâu, Sofonea.
Deci așa, pe furiș, ascuns, discret, ne lăsăm semnătura, să zic așa. Culorile care se folosesc la Drăguș sunt niște culori specifice. Este acest foxin specific Drăgușului, care se întâlnesc în toate, aproape toate obiectele, deci pe ciucurul de pe pălărie, în cromatica pieptarului, dar și în șorț. În celelalte zone din țara Făgărașului, sigur că fiecare ține la portul și la specificul lor, culorile sunt puțin mai închise, asta e un pieptar de rucăr, după care trebuie să realizez o piesă. Aici am un pieptar de comână, deci fiecare zonă are propriul port și specific care să-i deosebească de celelalte sate. Toate sunt foarte frumoase. Tehnica de confecționare este aceeași, doar ornamentele ușor diferă și, bineînțeles, cromatica. Se lucrează cu un ac care are 3 muchii pentru a putea străpunge pielea mai ușor. Se folosește degetar pentru că pe piele se lucrează mai greu decât pe stofă. Ele sunt, pieptarele se confecționează și în funcție de vârstă, deci există un specific. Pieptarele de copii au o anumită cromatică, să zic că e aproximativ la fel, dar ornamentele sunt puțin diferite. Cele pentru adulți și tineri sunt foarte înflorate și bogate în ornamente, iar cele pentru persoanele mai în vârstă sunt mai puțin mai simpluțe, mai aerisite, nu atât de vii în colorit, pentru că oamenii obișnuiau cu aceste pieptare pe care și le confecționau la vârsta maturității să se mormânteze cu ele. Mai de mult, erai bogat dacă aveai un pieptar, pentru că era destul de costisitor ca să mergi să-ți comanzi unul la un cojocar, datorită duratei mari de realizare și a complexității confecționării. Odată cu industrializarea, cu dezvoltarea, oamenii n-au mai purtat costumul popular și costumul popular a devenit nu unul funcțional, unul doar de sărbătoare. Locația la Vâltor este proprietatea familiei Greapu, din care și eu descind. Sunt a 5-a generație de păstrători ai tradiției de vâltorari. Exact în locul unde sunt vâltorile actuale, strămoșii mei, prin anii 1850, au pus pentru prima dată vâltoarea și au început activitatea, neavând informații de unde au învățat meșteșugul, dar au lucrat pentru femeile din toată împrejurimea, care își țeseau la războiul de țesut straiul din lână. Straiul este un fel de țol gros care, după ce era țesut, urma a fi prelucrat prin vâltorii și nu numai. Încă niște instalații care scoate părul din țesătură, îl face să fie mițos și apoi la final îl îngroașă la temperatură, într-un cilindru, pentru a-i da o rezistență pentru aproape o întreagă viață de om. Ne străduim în interiorul familiei să mai prelucrăm firele de lână, să le mai țesem și mostre, să zicem așa, de foi de strai mai prelucrăm în vâltori. Procesul de lucru este următorul. Vâltoritul, prima metodă, straiul țesut, de la războiul de țesut, foi, că sunt doar foi se țes acolo, sunt cusute la oaltă, câte 3-4, și formează un țol mare, care era adus în familia noastră, la părinții mei, bunicii mei și străbunicul, cel care de fapt a fost întemeitorul tradiției acesteia, și îl puneau la vâltoare pentru câteva ore, de la 3 la 6 ore, după cum lucra lână, tipul de lână care era folosit în țesătură, lucra diferit în acel vârtej de apă. Se producea o îngroșare a straiului și o îndesire, intra puțin în dimensiuni și își mărea volumul totodată. Apoi se punea la uscat pe prăjină
se usca bine la soare și era dus în al doilea procedeu, care se cheamă coșul de părui. Se agăța de acel cilindru care îl trăgea peste niște mărăcini care existau la bază, jos, pe postament. Cilindrul se rotea deasupra postamentului, împreună cu țesătura o trăgea peste mărăcini și extragea din țesătură firele în afară, firele de lână, ca să iasă mițos. Se chema coșul de păruit. Apoi straiul se lua de acolo după 3 ore de tras, cam atâta dura procesul de păruire. Era luat de acolo și pus în vâltoare din nou la dres. O jumătate de oră, după care era scos și aruncat în alt cilindru, care se afla într-o încăpere, în care trebuia să fie un fel de saună, 70-80 de grade. Straiul pus acolo în cilindrul acela, din încăperea caldă, trebuia să fie rostogolit în cilindru, deci tot prin rotire, se rostogolea niște colți din lemn ascuțit, fiind și umed, fiind și foarte cald, se producea o îndesire și o îngroșare a lui pe parcursul a 5 ore. Iar apoi, după ce se fixa și se îngroșa bine, se bătea foarte bine, era pus din nou la vâltoare pentru clătire și se arunca pe prăjină la uscat. Marele Muntelui, mai sus de statul Breaza, în mijlocul molizilor bătrân cât veacul, oamenii vin să se roage într-o mică mănăstire. Este visul de o viață al părintelui Năftălăilă, jurământul făcut cu ani în urmă să ridice mănăstirea aici, cu obște așezată și chilii. Mănăstirea e nouă și veche în același timp. Bârnele proaspăt rindeluite ale bisericii se încalecă parte peste parte pe temelia vechii mănăstiri prădate și pustiite de soldații Mariei Tereza în 1761. Din ceea ce a fost, nu a mai rămas decât locul bântuit al altarului și două icoane. Se spune că pe la 1700, țara Făgărașului era regiunea monarhilor, postitori și harnici în rugăciune. Din toate așezările monarhale ce împânzeau cărările muntelui, nu a mai rămas în picioare niciuna. Turnurile generalului Bucov i-au împrăștiat pe călugări în nevoința pădurii, în crăpăturile pământului. Prigoniți, oamenii locului nu s-au lăsat. Punând mână de la mână, sătenii din Breaza au ridicat în 1800 o bisericuță nouă în sat, neavând clopotniță, au așezat singurul clopot rămas de la mănăstire într-un brad falnic. Mai sunt multe de făcut la mănăstirea Breaza: chilii, muzeu, atelier de icoane, odăi de primire a pelerinilor. Oamenii vin aici doar pentru a se închina și ruga, deși nu se mai oficializează slujbe. Oamenii se simt aici mai aproape de divinitate. Situată la poalele versantului muntos al munților Făgăraș, între două dealuri împădurite și în apropierea apelor cristaline ale râului Berivoi, mănăstirea este atestată încă de la mijlocul secolului XVIII, epocă în care se știe că era una dintre cele mai mari mănăstiri din Transilvania, cu obște mare și important prestigiu. În anul 1761, împreună cu alte locașuri de cult din țara Făgărașului, mănăstirea este distrusă de generalul austriac Bucov. O parte din călugări trec munții în țara românească, alții se refugiază la mănăstirea Bucium, din apropiere, unde au dus și clopotele mănăstirii. Aceștia, din urmă, împreună cu viețuitorii din acea mănăstire, au fost arși de vii în biserica de lemn a mănăstirii, care a fost incendiată de asediatori. Timp de 232 de ani, mănăstirea a rămas doar în amintirea localnicilor prin denumirea locului La Mănăstiri, atât în partea dreaptă cât și în cea stângă a râului Berivoi. În anul 1992, credincioșii au luat inițiativa de a redeschide și a reconstrui această vatră spirituală la 29 iunie 1993, punându-se piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântul Apostol Andrei. După sfințirea locului, a fost instalat noul stareț al noului așezământ, părintele ieromonah Iosif Toma, căruia i s-au mai alăturat câțiva iubitori de liniște. Deși mănăstirea este
retrasă la 5 km de localitatea Recea și Berivoi, ea este mereu căutată de credincioși. Din cauza condițiilor minime de adăpostire a pelerinilor la serviciul religios al Sfintelor Slujbe, s-a accelerat ritmul de demarare a lucrărilor la Biserica Mare a Mănăstirii. Situată în zona munților Făgărașului, la doar 21 km de Făgăraș, mănăstirea de Jean se află într-o poiană, loc de liniște, popoasă în grădina Maicii Domnului. Nu se cunoaște cu exactitate când și de la cine a fost ctitorită mănăstirea. Documentele referitoare la aceasta, distruse în timp, sunt foarte puține. Existența Sfântului Locaș în secolul al XVII-lea este atestată prin câteva inscripții și însemnări făcute pe cărți bisericești din țara Făgărașului. Mănăstirea era o modestă construcție din lemn cu temelie din piatră. Locuințele călugărilor, mici bordeie sau colibe din lemn, se pierdeau în ascunzișurile pădurii. Locul era izolat, nu erau drumuri de acces, doar o cărare în munte. În iunie 1761, armatele generalului Bucov au ars biserica și au distrus până la temelie clădirile mănăstirii de Jani. Odată cu aceasta, au dispărut documente, manuscrise, icoane, obiecte de cult, doar câteva dintre odoarele mănăstirii au fost salvate de localnici și duse la biserica parohială. Călugării au fost martirizați, doar câțiva dintre ei s-au refugiat peste munți la mănăstirile din Argeș. Pe locul dezastrului au rămas peste timp doar câteva urme de ziduri păstrate până în urmă cu aproape 50 de ani, ruine la care veneau în pelerinaj credincioși și preoți rugându-se pentru vremuri mai bune. După 1989, a renăscut dorința credincioșilor de a se reface mănăstirea. În 1992, prin venirea aici a 4 călugări de la mănăstirile Sihăstria și Sihla, din Moldova, s-a reactivat vatra monarhală. Locul a fost defrișat și curățat, s-au montat 2 troițe, poiana mănăstirii devenind loc de pelerinaj. Cu ajutorul credincioșilor din împrejurim, s-au construit câteva chilii și un paraclis în care, ulterior, s-a amenajat trapeza. În 1994 s-a pus piatra de temelie a noii biserici, înălțată de meșteri din vatra Moldovei, în timp de 36 de zile. Refacerea mănăstirii a stat mereu sub semnul unor întâmplări miraculoase, menite să înnoade peste timp tradițiile și să continue filonul de activitate monarhală. Rânduite în chip nevăzut, acestea au stârnit evlavia credincioșilor. Pentru a se asigura aprovizionarea cu apă, s-a revigorat vechea sursă de apă a călugărilor. Fântâna din secolele 17-18, cea mai veche piesă din incintă, cu apă tămăduitoare, este o redescoperire a izvorului nesecat al credinței strămoșești. Localitatea Sâmbăta de Sus este una dintre cele mai importante localități din țara Făgărașului, situată la poalele munților Făgăraș, pe o vale foarte renumită, Valea Sâmbetei, și suntem binecuvântați de Dumnezeu cu o zonă unde există casa lui Dumnezeu, aș putea spune, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, ctitorie a voievodului și sfântului Constantin Brâncoveanu. Pe lângă aceasta, familia brâncovenilor au ctitorit și un castel aflat în localitatea Sâmbăta de Sus. Deci de aici putem să tragem o concluzie că zona a fost foarte iubită de către familia brâncovenilor. Pe lângă aceasta, mănăstirea a fost readusă la viață la un moment dat de către părintele Arsenie Boca, care are pe Valea Sâmbetei o chiliuță de la cabană în partea dreaptă, unde foarte mulți turiști și creștini vin să se reculeagă și să se închine. Pe lângă aceasta mai există și izvorul părintelui Arsenie Boca, care de asemenea atrage foarte mulți enoriași și turiști. Ca și punct de atracție turistic, Valea Sâmbetei este o fereastră la propriu și la figurat, prin Fereastra Mare, o deschidere către lume, către turismul adevărat, către oamenii de munte, cei care vor să străbată
crestele munților spre vârfurile cele mai înalte ale munților Făgăraș, Moldoveanu, Negoiu, spre Cabana Urlea, spre Cabana Podragu. Vara, Valea Sâmbetei este plină de turiști. Datorită acestui fapt, zona s-a dezvoltat foarte mult, stațiunea climaterică Sâmbăta de Sus având foarte multe pensiuni noi, cu bun gust, care își așteaptă turiștii cu mare drag. În localitate se păstrează încă foarte mult tradițiile, simbetenii sunt oameni harnici, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu, care lucrează câmpurile, femeile își lucrează în continuare costumele populare, avem mulți meșteri populari în localitate care păstrează în continuare tradițiile. Bine ați venit în localitatea Șoarș, localitate situată în nord-estul țării Făgărașului, pe partea de nord a râului Olt, pe Ardeal, cum le place să spună oamenilor care trăiesc pe aceste meleaguri. Prima atestare documentară a localității este în 1206 și are legătură cu venirea coloniștilor germani în aceste sate. Localitatea Șoarș este sediu, este unitatea administrativ-teritorială pentru comuna Șoarș, care are în componență satele Șoarș, Rodbav, Bărcut, Felmer și Zeliștat. Dovadă a trecerii coloniștilor germani, cu care locuitorii de aici au împărțit 800 de ani, mai bine de 800 de ani de istorie, ne-au rămas bisericile fortificate, care se găsesc în toate satele comunei Șoarș. V-am putea povesti despre buna coabitare a acelor două etnii, despre felul în care au înțeles să trăiască împreună, să muncească aceste pământuri, să se bucure unii de alții de evenimentele fericite din viața lor sau mai puțin fericite, cum au înțeles să împartă același petec de cer. Și-au împrumutat din obiceiuri, din rânduială, și putem vedea asta în arhitectura caselor din comuna Șoarș, care te trimite cu gândul la fortificații, la porțile înalte și la curțile împrejmuite cu garduri și cu ziduri înalte, la portul popular din anumite sate din țara Făgărașului, care clar a fost influențat și are și influențe săsești, la gastronomie, să zicem așa, felul în care au învățat și românii să pune poame uscate în ciorbă, au învățat să facă hencleș, este prăjitura, să zicem, tradițională din această zonă, care se face în țara Făgărașului, doar în partea asta. Românii au spus lichiu pe Valea Hârtibaciului, sașii l-au numit Hencleș. Frumusețea acestor locuri, natura încă sălbatică pe alocuri, dealurile frumos încă împădurite și animalele sălbatice care se bucură de această biodiversitate au atras atenția unor organizații străine, și aici mă gândesc la OVIER, Operation Village Humain, care au propus pentru localitatea Șoarș ca mijloc de trai pentru o parte dintre cei care locuiesc aici, turismul. Astfel că în urmă cu 20 de ani a luat ființă rețeaua turistică OVIER în localitatea Șoarș, din care făceau parte mai bine de 10 case, în care localnicii au știut, așa cum știe românul, să primească cu ospitalitate turiștii străini. Prima atestare documentară a satului Șoarș datează încă din secolul XI, când se spune că 30 de sași au populat zona și au construit o bazilică. Câteva secole mai târziu, regiunea a fost invadată de turci, iar micul locaș de cult ars. Totuși, sașii nu au plecat de aici. În secolul XV, timp de aproape 100 de ani,
au construit o biserică fortificată în care să se poată adăposti tot satul de invazia otomanilor, iar biserica evanghelică de aici și zidurile ei au ținut piept multor războaie și cotropitori până în anul 1900, când zidurile împrejmuitoare au fost dărâmate. Biserica însă a rămas, împreună cu turnul de slănină și școala veche, și dăinuie și astăzi, parcă împotriva timpului. În mijlocul satului se înalță falnic cel mai important monument, Biserica Evanghelică, ce dăinuie încă din anul 1493, aproape neschimbată. Aici se țin slujbe doar vara, din două în două săptămâni, pentru că preotul are o parohie mare, ce cuprinde 5 sate din jur. Iarna, credincioșii se adună în casa parohială, tot din două în două săptămâni. Biserica este un adevărat monument de arhitectură, construit în stil gotic cu altarul închinat Sfântului Iacob. Cele patru clopote datează din secolul XVIII, când au fost înlocuite cu cele originale, montate la construirea bisericii. Foarte mulți turiști calcă pragul monumentului, așa că îngrijitorul Nenia Wilhelm Bertleff a adunat documentație în limbile germană și engleză pentru a-i mulțumi pe aproape toți. Biserica evanghelică din satul Bărcut a fost construită, se pare, în secolele 12-13. Inițial a fost ridicat doar turnul împreună cu un zid de apărare, iar mai târziu a fost construită și biserica. Nenia Martin Conner, epitropul bisericii săsești, ne-a povestit că turnul a fost construit cu bulgări de var nestins, care erau așezați peste pietre, iar apoi era turnată apa. Astfel, construcția este atât de trainică și nu s-a deteriorat până azi. Zidurile de la baza turnului au o grosime de 3,20 metri. Turnul are o înălțime de aproximativ 37 de metri. Biserica actuală a fost ridicată în anii 1845-1846 de maestrul zidar Johann Frank din Mergindeal, după ce biserica veche, mai înaltă decât aceasta, a fost dărâmată. Materialul rezultat din demolare a fost refolosit. În aceeași perioadă a fost dărâmată și partea de est a zidului, pentru că biserica cea nouă este mai lungă în această parte decât cea care a fost demolată. Zidul care a rămas are înălțimea de aproximativ 3 metri. Există dovezi că în partea sudică a locașului de cult a mai existat o clădire, probabil cea în care erau păstrate cerealele sașilor, clădire care însă a fost dărâmată. Drept dovadă în acest sens, stă zidul de lângă poarta de intrare dinspre căminul cultural, care are o boltă, semn că aici a fost odată o ușă. Turnul bisericii a fost folosit de sașii din Bărcut pentru depozitarea slăninii până în anii 1992. În interiorul bisericii este o fântână, acum acoperită cu podea, din care beau apă localnicii în timpul asediilor. Fântâna există și azi. În urmă cu aproximativ 20 de ani, biserica și casa parohială au fost din nou renovate, însă doar la exterior. Biserica evanghelică fortificată din Seliștat, județul Brașov, a fost construită în secolul al XIV-lea. În secolul al XIV-lea este construită o biserică sală, fără turn clopotniță, cu absidă poligonală, fiind amplasată în estul străzii principale, pe un teren ascendent. Corul are o boltă în cruce și o absidă 3x6. Astăzi, sala și corul sunt acoperite de bolți, avela, pe arce dublouri, care în 1848 au înlocuit bolțile medievale. În jurul anului 1500, biserica este fortificată. Contraforturi suplimentare la cor au permis realizarea unui turn cu 4 niveluri deasupra corului. Ultimul nivel este prevăzut cu un drum de strajă îmbrăcat în scândură și ieșit în consolă, având un acoperiș în 4 ape. Sala bisericii are, de asemenea, un nivel fortificat cu guri de tragere, sprijinindu-se pe arce care, la rândul lor, se sprijină pe contraforturi.
În estul bisericii este ridicată o casă fortificată cu 3 niveluri. În nordul bisericii, o casă depozit de provizii este amplasată în fața zidului de incintă. Biserica evanghelică fortificată din Rodbav, inițial romano-catolică, cu hramul Sfântul Mihail, este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Rodbav, comuna Șoarș. A fost construită în secolul al XIII-lea ca o basilică cu 3 nave, cu apsidă semicirculară pe capătul estic al navei centrale și un turn pe cel vestic. În secolul al XV-lea, biserica a fost fortificată. Stâlpii pe plan pătrat care despărțeau navele au fost zidiți, la fel și portalul vestic și căile de acces exterioare către cele două scări înzidite ale turnului. Nava centrală a primit deasupra un etaj dotat cu guri de tragere și cu guri de vărsare, sprijinit pe o galerie de contraforturi unite prin arce, construcție similară celei de la Șoarș. Turnului i-a fost adăugată o galerie de apărare din lemn. În jurul bisericii a fost ridicată o fortificație din zid de piatră întărit cu turnuri, din care se mai păstrează ruina unui turn semicilindric și turnul colțului nord-estic, folosit ulterior de săteni, pentru păstrarea slăninii. În secolul al XVIII-lea, forma apsidei a fost schimbată din semicirculară în poligonală. Pe pereții navei centrale, în partea superioară, se păstrează câteva inscripții cu citate biblice și o inscripție de la renovarea din 1753. Și pe peretele opus accesului către scara emporei s-a descoperit o inscripție de secol XVIII, însă deficitar păstrată. Vorbind despre țesut, în Ucea de Sud, ca în orice sat din țara Făgărașului, acest meșteșug se pierde în negura timpului. Având în vedere că satul Ucea de Sus a fost atestat documentar în anul 1509, de atunci se presupune că în fiecare casă care a fost în sat a existat un război de țesut, bineînțeles ca și celelalte meșteșuguri sătești, pentru că în vremea aia nu se putea cumpăra mare lucru de la boltă, cum îi spunea, la băcănia din sat sau cooperativa din sat în ultima perioadă, totul trebuia făcut în casă, de la căciuli, de la pânză, de la roți de car, de la toate uneltele trebuincioase, așa că și țesutul a dominat în casele sătenilor. Cât un război de țesut avea oricine în casă și automat trebuia să știe să și țeasă la el. Nu avea de unde să-și cumpere pânza, așa că ce făcea în război, cu aia se îmbrăcau, cu aia se înveleau, cu aia așternea pe jos preșurile în speță, țoalele, fețele de pernă, toate astea. Au apărut ornamentica ca să aibă țoale de sărbătoare, au început să le orneze. Ornamentica, asta face diferența între zonele din țară, din Transilvania și, bineînțeles, și din țara Făgărașului. În partea asta noastră, de la Ucea de Sus, domină la îmbrăcămintea bărbătească, la cioareci alb-negru și la cămășile bărbătești galben. Numai galben, cum se vede și aici. Pe pânza albă, ornamentica este doar cu pui galbeni. Setul de pui galbeni care vedeți aici, îl fac în război acum aici în casă, în atelierul meu. Văzând interesul care și discuțiile care aveau loc pe marginea războiului și cât erau de interesate de modele și de diferențierea modelelor și seriozitatea cu care se trata, au început să mă intereseze și pe mine. Și uite, așa am copilărit pe lângă războiul de țesut, culminând în final când era mai flăcăiandru, făceau foarte multe straie, cum e ăsta pe care îl am pe pat, mai ales în perioada iernii, se făcea la Făgăraș un târg de Sfântul Nicolae și acolo se mergeam în târguri cu produse țesute în război. Iată că devenea un și un venit.
Revenind la războiul din casă, m-au întrebat mulți cum vreo amintire de la război care ți-o aduce aminte. Una hazlie este că mă jucam vați ascunsele cu încă o vecină sau cu copiii de teapa mea pe sub războaiele țesut, adunam tot praful de acolo până se luau după noi și ne vedeau afară. Dar pentru aia tot primeam normă, să facem țeghi, să facem ghem, să... Că și uite așa am învățat să țez la război. După ce maică mea a decedat, războaiele au fost urcate în pod, război mare pentru strai și război mic pentru pânzeturi. Am întrebat în stânga, în dreapta, n-am avut urzitoare niciodată, foloseam urzitoarea la o vecină din jos de noi care era prinsă sub șop. Era o urzitoare foarte mare, puteai să pui 40 de metri de urzeală pe ea. Aveam alergătoare în schimb, deci pe cea care să pun mosoarele, dar urzitoare nu. Și am întrebat de urzitoare, nimeni nu m-a putut ajuta, că urzitorile s-au copt, că le-au pus pe foc, că nu mai sunt, că n-au mai fost de folos. Că... Și atunci am zis, măi, eu să-mi fac urzitoare, la care niște vecine care m-au auzit, acum s-au dus și ele, au zis că nu sunt între, că nu o să reușesc sau eventual să renunț. N-am făcut urzitoare, am urzit și am început cu preșurile și pe urmă am prins curaj și am început să facem pânză și după pânză împreună fiind însemnând cu soția. Am făcut și pui pentru mâneci de ii și piept, seturi pentru ii de femei sau de fete bătute în război. Am început să facem și năvădit și împatruițe și șervete care s-au dus. Turiștii care au venit pe la noi le-au făcut cu ochiul și le-au plăcut, au cumpărat din ele. Nu facem să vinde, nu facem pe comandă, facem doar din pasiune, pentru că suntem ocupați, oarecum având și un punct gastronomic aici, suntem ocupați și cu gătitul și primirea turiștilor și mult timp ne ia și pregătirea asta gastronomică tradițională, adică să se lase amprenta tipului de gătit ardelenesc, sud-transilvan și dacă se poate și de aici, din sat, din Ucea de Sus. Mi-a plăcut să răscolez mult pe la bătrâni tot felul de povestioare și am aflat vis-a-vis de gastronomie două rețete care nu le-am auzit nicăieri. Este o rețetă care numai aici am auzit, o turtă de sâmburi, de lobeniță, deci de bostan, care se face urda, se face un fel de urdă și e o rețetă foarte veche. Am înțeles că o făceau cei care erau mai săraci, pentru că în vremea, să zic, interbelică și postbelică, oamenii aveau terenuri până la cooperativizare și lucrau pământurile, aveau destul pământ arabil și își permiteau să pună foarte mulți bostani, cu care creșteau și porcii, și aveau prinos de sâmburi și atunci ori făceau ulei de bostan, mergeau la presă cu el, dar își permiteau să facă și urda asta. Apropo de terenul arabil, în vremea copilăriei erau pline terenurile pe lângă specificul cartofi, secară, greu mai puțin, secară și porumb, se punea multă cânepă și in. Erau la vale, cum zicem noi, la râu Ucea, erau bălțile de topit și unde oamenii mergeau cu mădușile de cânepă, după ce le-au recoltat și le-au uscat, le duceau și le băgau la topitorie și pe urmă toate ulițele erau pline, pe palane, deci gardurile, erau pline cu pănuși, cu snopuri de cânepă puse la uscat la soare. Ne jucam vați ascunsele pe sub ele. Nu la fel se cultiva pe câmp, aici în zona noastră, și îl duceau cu carele la fabrica de in, se numea, la Cârța. Deci în zona asta a fost o specific cultura plantelor textile. Așa că aveau materie primă și se lucra foarte mult în cânepă. Acum am încercat să lucrez în cânepă doar cu băteala. Am făcut rost de niște gheme de cânepă pe unde am găsit, într-un orice caz pe la bătrâni care mai aveau dosite prin celar și au ieșit niște cârpe foarte, niște șervete, cârpe de bucătărie foarte, ca aspect plăcut, fiind în patru ițe meșii și model. Lâna se
folosea prin procedeul spălării, scărmănării, pieptănării și apoi toarcerii, se folosea foarte des. Se făceau fețe de masă, se făceau toale, se folosea foarte des. Aflăm în satul Rucăr, o mică localitate din țara Făgărașului, aflată pe malul drept al râului Olt, un loc binecuvântat de Dumnezeu de care ne bucurăm în mod deosebit. Bucuria noastră este una îndreptățită, pentru că, într-adevăr, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o varietate de lucruri interesante și lucruri frumoase. Localitatea noastră face parte din comuna Viștea, una dintre comunele țării Făgărașului, ce se întinde practic din vârful munților Făgăraș până la limita de județ cu Sibiu. Noi avem toate formele de relief. Avem, pe de o parte, masivul Făgăraș în partea lui nordică, pe versantul nordic. Apoi avem zona de șes, zona depresionară între munte și râul Olt. Avem apoi râul Olt și, trecând râul Olt, intrăm deja pe zona de Podiș, pe zona de Luroasă, zona cu care, de fapt, începe Podișul Transilvaniei și, în mod particular, Podișul Hârtibaciului. Bogăția acestor locuri e dată, întâi de toate, de farmecul și frumusețea lor, dar, în același timp, și de oportunitățile pe care le oferă, pentru că vorbeam despre masivul Făgăraș, practic de pe teritoriul comunei noastre, pe Valea Viștea Mare, e traseul montan cel mai scurt și cel mai rapid de pe versantul nordic pentru a ajunge pe vârful moldoveanu. Practic, traseu de o zi, dus și întors. Apoi, la baza muntelui avem zona turistică Viștișoara, o zonă turistică extraordinară aflată la poalele munților Făgăraș. Apoi, coborând, trecem prin localitățile Viștea de Sus, Viștea de Jos, niște localități în care au existat și mai există niște comunități foarte închegate și foarte puternice și expresia vrednicii lor o reprezintă, pe de o parte, organizarea și frumusețea satelor, dar și monumentele deosebite care se află în sat. Aici mă gândesc întâi de toate la biserici, atât cele vechi cât și cele noi. În mod special aș evidenția biserica veche din Viștea de Jos. Traseele de drumeții existente aici pe dealurile noastre sunt foarte bine întreținute și oferă turiștilor posibilitatea de a explora și de a descoperi o natură virgină, o natură autentică și o natură extrem de interesantă. În momentul de față ne aflăm în curtea muzeului din satul Rucăr, aici unde au fost adunate și expuse cu grijă o sumedenie de obiecte tradiționale, obiecte specifice gospodăriilor locale acum peste 50, 60, poate 100 de ani, și aici unde s-a încercat să se refacă oarecum atmosfera unor astfel de gospodării. Un alt aspect cu care ne mândrim și cu care ne lăudăm îl reprezintă bogăția tradițiilor locale pe care le avem și care încă sunt păstrate cu sfințenie de către localnici. Mă gândesc aici întâi de toate la costumul popular. Țara Făgărașului este practic o zonă extrem de bogată din punctul acesta de vedere. Continuă să fie păstrate cu sfințenie diverse evenimente tradiționale. Mă gândesc aici întâi de toate la obiceiul cetei de feciori din perioada sărbătorilor de iarnă, un obicei care practic înfrumusețea și dădea farmec acestor sărbători. Acum e rândul băiatului să fie colindat. Hai să-l colindăm, băieți, pe Ștefan.
Ștefan bun bărbat, Ștefan bun bărbat, dar elui Domneliu de-a vâna s-a luat, de-a vâna s-a luat, dar elui Domneliu pe-o cale înainte, pe-o cale înainte, dar elui Domneliu până sus de-a jos, până sus de-a jos, dar elui Domneliu la cel partin galben, la cel partin galben, dar elui Domneliu unde iarba crește, unde iarba crește, dar elui Domneliu șase se împletește, șase se împletește, dar elui Domneliu la așa mulți ani. La Sâmbăta de Jos, o localitate micuță din țara Făgărașului, dar cu vechi tradiții, într-un cămin cu o căldură naturală deosebită. Sper să transmitem tuturor acest lucru. Spuneam că suntem vechi pe aceste meleaguri. Sâmbăta de Jos este atestată documentar din 1292. Suntem pe același document cu Făgărașul. E vorba de un document prin care maestru Ugrinus, la acea vreme era magistru Ugrinus, considerat un fel de boier local, a primit din partea regelui Ungariei un act de donație și pe lângă Făgăraș era trecut și Sâmbăta Inferioară, deci Sâmbăta de lângă Olt. Dovadă că în vremea respectivă era o așezare aici, compusă din, bănuim noi, din români. Ulterior, aici s-a dezvoltat o comunitate puternică, iar în 1776 s-a înființat Herghelia de Cai de Rasă, Hergheria de Cai Lipițani, în jurul căreia s-au dezvoltat diverse activități. Foarte mulți locuitori din sat au fost prinși în activitățile Hergheliei. În incinta Hergheliei s-a construit un castel de către Iosef Bruchenthal, fratele lui Samuel Bruchenthal, baronul de la Sibiu. Aici a avut reședința și a avut reședința și episcopul greco-catolic Giurgiu Pataki, una dintre personalitățile care și-a lăsat amprenta asupra acestor locuri. Între timp, locuitorii satului nostru, după ce au ieșit din sfera de influență a boierilor locali, încet încet au reușit să-și dezvolte propriile lor gospodării. La ultimul recensământ, sau mă rog, la unul din recensământurile de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, erau prinși în vatra satului undeva la 82 de familii de români. Un dans pe care noi îl avem și care nu prea este prin zonă, alături de călușarul oltenesc, e cuprins în patrimoniul universal UNESCO. E vorba de călușarul simbetean, e un dans foarte vechi. Nu avem foarte multe dovezi ceea ce privește izvoarele acestui joc, dar pe la 1929 avem primele fotografii cu o persoană, cu un localnic care a adus acest joc peste ocean
În Țara Făgărașului, Hergelia Sâmbăta de Jos este singura hergelie din România unde rasa pur sânge de lipițani, renumită atât în țară cât și în străinătate, este crescută și îngrijită de peste un secol. Sediul central al hergheliei se află pe terenul castelului Bruckenthal, ce a fost ridicat în 1760, în timpul împărătesei Maria Tereza. Hergelia de la Sâmbăta de Jos s-a înființat în 1874. Pășunile alpine de la poalele munților Făgăraș, cu condițiile climatice favorabile și parametrii de sol asemănători cu cei din Crast, din zona Lipița, au făcut să se aleagă această zonă. La aceasta se adaugă asemănarea dintre rasa veche transilvaneană și rasa lipițan. În al doilea deceniu al secolului 20, România pierde rasa de lipițan de la Sâmbăta în urma mutării întregii hergelii în Ungaria. Timp de 3 ani, caii lipițani de la Sâmbăta au reprezentat Ungaria. Nu după mult timp, la Sâmbăta s-a înființat o nouă rasă de lipițani. De atunci, această rasă de pur sânge nu a mai fost în pericol de a se desființa. În anii 1980, hergelia de la Sâmbăta avea un efectiv de 600 de capete, rasă curată, fiind cea mai mare hergelie din lume. În prezent, la hergelia de la Sâmbăta de Jos se află aproximativ 300 de cai, din care 70 iepe de prăsilă și 12 admăsari pepinieri. Amintim de asemenea caii de turism ecvestru, caii de sport, caii de montă și tineret. Pentru a ajunge la hergelia Sâmbăta de Jos, se urmează drumul european E58 la 45 km de Sibiu, înspre Brașov.